Astăzi vorbim despre cum ne hrănim cățelul mic și mijlociu înainte să fie adult, când recunoașteți mai putem scăpa una alta în alimentația lui. E o plăcere să o cunosc pe doamna doctor Anda Florescu, medic veterinar și crescător. Este una din primele femei doctor ce au deschis clinică veterinară privată în România după 89. Bună dimineața! Bună dimineața! Trebuie să-mi spuneți cum a fost în primul an de clinică. Au zis oamenii că sunteți un pic nebună? Nu. Ați făcut un spital de câini și noi pe vremea aia ziceam, câinele, eu doar un câine. Mănâncă ce vrea. Cabinet și încet, încet am evoluat. S-a obișnuit și lumea. Tocmai despre evoluție vreau să vorbim. Sigur, poți să-i dai câinelui și pâine muiată în lapte, dar dacă vrei să ai un cățel sănătos și fără griji, și să trăiască odată cu familia, cum vedem, câini de foarte mulți ani, avem grijă la hrana lui încă de mic. Așa e. Cu cine ați venit? Am venit cu cea mai tânără membra familiei, se numește Libe. Libe. Da. Are 6 luni jumate. Și este prea cu minte, vă spun din start. Nu întotdeauna. E un cocker, eu știu. Câinii care își pun urechile în mâncare, hai că m-a auzit, da. Sunt cocker. Ce fel de cocker e? Cum se numește? Cocker Spaniel englez. Englez. M-ați învățat pe pauză că există și modelul american, e la mai fițos. Da. Mai crezi. Ce fel de cățel este un cocker? Un cățel vesel, foarte jucăuș, foarte atașat de stăpân. Un câine de vânătoare, inițial. La bază. Exact. Dar este un cățel ascultător. Dar foarte ușor adaptabil în apartament și pentru viața de familie. Un câine minunat. Nu crește foarte mare, adică suntem la zona medie. Exact. Să o luăm pe Libe ca și exemplu. După ce se naște, trebuie să începem să ne gândim la ce-i dăm de mâncare. Cu ce începem? Începem cu, mă rog, la ea am început cu starterul, okay, după înțărcare, care este o mâncare intermediară. Intermediară, ajută la dezvoltarea sistemului imunitar al puiului, fiind într-o perioadă susceptibilă la îmbolnăviri, începând, okay, cu vârsta de 6 săptămâni. După care trecem pe formula papi, așa cum a trecut de la 2 luni până la 1 an. Cățeluș. Trece pe hrana papi, diferențiată în funcție de talia cățelului. Umedă sau uscată la 6 luni? Uscată. Uscată, bobițe. Uscată începând chiar de la 2 luni. Am înțeles. Sau nu e pisică. Am înțeles. De câte ori mănâncă pe zi un câine de acest gen? La vârsta ei, la 6 luni, ajungem la 2 mese pe zi. Începem inițial cu 4 mese pe zi în perioada de încercare, reducând treptat la 2 mese pe zi. Ca și crescător și ca și veterinar, bănesc că vă loviți de tot felul de probleme. Dați-mi câteva exemple clare de care să se ferească oamenii de acasă. Legat de creșterea puiilor. Da, desigur. Ca și crescător în special, am avut situații în care femelele nu au avut lapte. Puii au fost hrăniți de mine. În situații de acest gen, ar fi contraindicat să folosim laptele de vacă sau rețetele tradiționale vechi pe bază de lapte de vacă, okay, pentru că puii de cățel au un sistem digestiv incomplet dezvoltat la această vârstă. Și sigur nu seamănă cu cel al vițelului. Și, bineînțeles, nu seamănă. Enzimele digestive, ei nu au amilază, nu pot digera amidonul. Și au probleme și cu cazeina, din ce știu. Cum facem? Lapte, nu aia, nu aia, nu? Există
laptele praf, Royal Canin, formula Baby Dog, milk. Ce înlocuiește laptele cățelușei? Asigură un necesar de energie ideal în perioada aceasta de dezvoltare foarte rapidă a puilor de cățel, cu care se poate merge până la vârsta de 4 săptămâni, 5 săptămâni, atât cât este nevoie. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și felicitări pentru că Libe a auzit aplauze și imediat cred că este ceva star de cinema. Felicitări pentru Libe că este atât de cumințică și n-a făcut niciun fel de gest sau mârâit sau ceva de când ne-am cunoscut și până acum. Ia, și-a luat loc. Eu cred că vreau să zic, dar eu cred că Libe a mai văzut ceva din neața. E obișnuită cu vocea mea, așteaptă rubrica Meteo. Cu siguranță. Mai nu m-am prins eu. Și câți câini din țara asta mă cunosc? Ce tare, ia mai dreptate să mai văd dată. Ce? Păi abonamentul meu. Da, mă, dă să mai dreptate eu, dar... Fă-ți abonament pe Antena Play și derulezi înainte și înapoi.